Administrația din România are nevoie și încă lucrează, aprofundează, aș putea spune, pentru dezvoltarea și formarea unei culturi a comunicării interinstituționale. În acest lucru o să conduce, cum este în cazul dumneavoastră, la proceduri clare și precise în ceea ce privește responsabilizarea instituțiilor însărcinate în cazul de față cu gestionarea situațiilor de urgență, mi se pare un lucru și mai demarcat. Astfel de proiecte sunt strict necesare unui domeniu extrem de sensibil. Și când spun acest lucru, mă refer în primul rând la securitatea vieții oamenilor și a bunurilor agonisite pe parcursul întregii vieți. Autoritățile pot adopta cele mai optime soluții în toate cazurile de urgență, fie că este vorba despre inundații, viscol sau accident nuclear. În 22 de primării au fost instalate mijloace ultramoderne necesare unei videoconferințe. Locațiile au fost alese în așa fel încât să acopere întregul județ. Un proiect pe care noi putem considera ca un exemplu de bună practică, un proiect care răspunde solicitării Comisiei Europene de a realiza prin fonduri europene o administrație mai prietenoasă. Și uitați-vă doar la acronimul acestui proiect, se numește APROAPE. Mai sugestiv decât foarte multe alte elemente care poate câteodată par a folosi un limbaj de lemn în cadrul administrației publice. În calitate de, la rândul meu, de președinte al Comitetului pentru Situații de Urgență, județul Tulcea, apreciez modalitatea în care proiectul răspunde necesității de a fi informat și de a lua decizii rapide în timp real, prin sistemul de videoconferințe cu primăriile, îmbunătățim viteza de reacție a tuturor factorilor de decizie implicați.